prima dată să felicit noul selecționer și să-i urez mult succes. Sigur, mergând mai departe, aș dori să spun sau să pun întrebarea, de fapt, de ce suntem așa dimineață, de ce suntem aici. Și răspunsul meu ar fi, deoarece am fost căutat de către Federația Română de Fotbal să ocupă această poziție, pe care foarte scurt timp am analizat-o și, bineînțeles, am acceptat să discut despre treaba aceasta, dar trebuie să vorbesc despre un parcurs al vieții mele sau o parte din viața mea, mai mult decât jumătate. Eu am început să dau o minge la Târnăveni, dar repede pe urmă, cum probabil știți, am ajuns la Asia Târgu Mureș, unde am avut un parcurs deosebit de frumos, deosebit de bogat și unde, fiind membru al Asia Târgu Mureș, am ajuns să îmbrac și maiorul echipei naționale, pe care am portat-o de mai multe ori. Și acum, după atâta hoinăreală în fotbalul, să spun așa, în fotbalul mare, mărișor, în fotbalul european, visul meu, proiectul meu era să termin tot cu maiot de echipă națională. Ei, pentru treaba aceasta am luat hotărârea pe care am luat-o și dau ultima explicație că, de fapt, de ce suntem noi acum aici. Automat vine următoarea întrebare, că de ce până la urmă acest maiot o să-mi lipsească din vitrină sau, mă rog, da, din vitrină. De ce lucrurile nu s-au realizat? În cariera mea de antrenor și jucător, dar mai ales ca antrenor, am semnat multe contracte. Am stat de vorbă cu mulți oameni care aparțineau la elita fotbalului țărilor sale, la elita fotbalului european. Dar niciodată nu m-am izbit de atâtea probleme pentru mine ilogice, nu m-am izbit niciodată de atâtea probleme care poate pentru dumneavoastră, poate pentru alții erau probleme minore, dar eu așa simțeam că aceste mici probleme care se adaugau, corect? Da? Aceste probleme mă deranjează atât de mult încât simțeam că va fi greu să dai totul, pentru că dacă Bălăni vine acasă, atunci Bălăni trebuie să reușească. Pentru a reuși, trebuie să dai 150% din tine. Iar eu așa cred că lipsa acestei logici pur și simplu mă împiedica să fac pasul înainte și, bineînțeles, atunci au început negocierile. Eu doar un cuvânt despre o frază despre treaba aceasta. Eu nu am semnat niciodată un contract la care să nu cunosc data sfârșitului. Deci un contract în mediul profesionist era că din 1 iulie dura până la 30 iunie.
Bineînțeles că dacă luai o echipă din mers, atunci datele se schimbau, dar oricum aveai un finish, o dată de când se pune punctul. Eu am avut, știți, când scriem câte ceva și nu știm ce să spunem, punem 3-4 puncte. În cazul meu au fost 3-4 puncte, care pe urmă aveau repercusiuni și pentru problemele celelalte. Fac încă un pas și pe urmă, bineînțeles, dumneavoastră, puteți să puneți întrebări mai la concret, dar nu vreau să vă plictisesc prea mult cu detalii. Pe urmă vine un al treilea subiect, care de fapt este deduc din cele ce am spus mai înainte, că luând în mână contractul propus, am văzut obiectivul principal, calificarea pentru campionatul european, obiectiv care m-a interesat deosebit de mult, foarte, foarte mult. Asta ar fi fost ultimul maieu cu tricou, mulțumesc. Dar dacă ai acest obiectiv pentru care nu ai așa de mult timp, dar oricum aveam proiectele, dribblingurile mele, cum să ajung să pot munci, pentru că altfel n-ai timp să muncești la echipa națională. Dar aveam eu, și data trecută, dar și acum aveam fente între ghilimele. Și îmi dădeam seama că, de fapt, obiectivul principal vine pe plan secundar. Un alt obiectiv intermediar pe care eu îl consideram ca o piedică pentru continuarea muncii, tot timpul revenea și revenea, care m-a pus foarte mult pe gânduri și nu ascund faptul că la un moment dat discuțiile pe care le-am purtat au fost discuții deosebit de interesante, deschise, cred eu, și sincere, cred eu, simțeam că mă vreau oamenii, dar după aceste dificultăți de care mă loveam în planul meu, aceeași frază se formula acum cu semnul întrebării. La început spuneam, acești oameni mă vreau. Pe urmă, aceeași cuvinte spuneam cu semnul întrebării. Acești oameni mă vreau? Acest subiect opresc aici. Pe urmă, o altă idee care cred că a deranjat pe toată lumea, inclusiv pe dumneavoastră, durata discuțiilor, durata, să spun așa, negocierilor. E, pentru treaba aceasta am răspuns exact ce, cum s-a întâmplat, dar faptul că și acum sunt prezent la București, dumneavoastră știți că eu de multă vreme eu trăiesc într-un triunghi și unul dintre triunghiurile astea, un vârf al triunghiului este de fapt România, Târgu Mureșu. Eu nu am părăsit niciodată de când am venit România și am fost tot timpul prezent și sunt și acum. Și ieri am fost prezent și astăzi sunt prezent. Eram în orice moment prezent pentru discuțiile care au durat poate mult timp. În legătură cu asta, dacă veți avea întrebări, bineînțeles că pot să-mi permit să le precizez. Deci Bălănii a fost tot timpul prezent și încă o chestie, pentru mine nu este absolut deloc deranjant, dar în general spunem că nu vorbim despre bani. Nici eu nu doresc să vorbesc prea mult,
în această introducere, pe urmă stau la dispoziția dumneavoastră, dar, să spun așa, partea financiară a contractului sau durata contractului, mă vorbesc în ani, pentru că am auzit așa, de, eu să mă feresc de diferite... de diferite influențe, încercam să, și am reușit foarte bine, să mă țin departe de mass media. Nu voiam să fiu perturbat în gândurile mele. Deci, la partea financiară, iarăși, discuții absolut inutile, dar... interesante, pentru mine inutile. Partea financiară nu a constituit absolut niciodată o problemă. Nu am fost de acord, dar nu a prezentat absolut nicio problemă. Să punem pe Bălăni ce resume sau ce pretenții are, la un moment dat poate să aibă pretenții, dar nu a fost absolut nicio piedică. Deci, în foarte scurt, așa aș putea să spun, de fapt, ce s-a întâmplat schematic. Și acum, în concluzie, ce pot să vă spun, că supărat nu sunt, supărat nu sunt, dar trist, da, sunt puțin trist. Așteptăm întrebările. Microfon, te rog. Bună dimineața, domnul Bălăni. Paul Andone de la Antena 1. Să înțelegem că au fost două clauze sau una care v-a deranjat sau v-au deranjat în timpul negocierilor. Mă refer la clauza vis-a-vis de parcursul în Liga Națiunilor și apoi clauza de prelungire automată, nu? Din câte înțeleg. Pardon, a doua clauză? De prelungire automată sau care era a doua clauză după 2 ani, după preliminarile, după terminarea preliminarilor pentru Euro? Deci adică dumneavoastră m-ați întrebat... Să detaliați un pic despre clauze, că... Din ce înțelegem, erau două clauze sau una până la urmă, nu? De prelungirea sau nu a contractului după 2 ani. Adică ați spus că a rămăsese contractul cu niște puncte de suspensie, cu 3 puncte, așa? Adică ce se înțelege prin asta? Că vi se propunea să se prelungească automat sau să nu se prelungească? Sau dumneavoastră ați vrut un contract mai lung și ei au spus că cei de la Federație că după 2 ani se renegociază? Deci atunci să începem cu faptul că contractul a fost până la sfârșitul campionatului european, care se termină în 24 iulie, cred. 2024. Deci atunci era sfârșitul contractului. Dacă lăsați să termin fraza, vă mulțumesc. Deci, până în 24 iunie, dacă. Și atunci încep să văd dacă ce. Păi dacă suntem la campionatul european, atunci până în 24 iunie. Dacă suntem la baraj, atunci 24 primăvara. Nu mai știu datele exacte. Dacă nu suntem, atunci suntem în 23 septembrie, octombrie, cam așa ceva. Dacă nu sunt dat afară până în 22 septembrie pentru Liga Națiunilor. Deci, acest lucru, pur și simplu, eu nu știam... Păi semnează până când? Obiectivul principal este participarea la campionatul european? Ok, d'accord. Care este în 2024 iulie. Bine, dar poate să fie și după 5-6 săptămâni în care eu întâlnesc echipa națională de 3 ori.
Nu e vina lor, că nu e vina federației că o întâlnesc de trei ori. Dar credeam că obiectivul principal rămâne obiectiv principal și nu îl încurcăm cu un obiectiv secundar, ceea ce putea să mă pună pe mine într-o situație deosebit de delicată, deosebit de dificilă. Eu nu am văzut până acum niciodată un contract fără o dată de terminare fixă. Pe urmă, vine, nu-i așa, dumneavoastră m-ați întrebat despre Liga Națiunilor. În Liga Națiunilor, în care poate să fie patru situații, nu-i așa, să fie primul, al doilea, al treilea sau al patrulea. Poți să câștigi. Pot să fii al doilea, din păcate pot să fii și al patrulea. Astăzi echipa națională a României are acest potențial să fie primul, dar și această febleță să nu reușească. Ori, dacă contractul spune că dacă nu câștig, aș fi putut să fiu demis. Iar acest lucru, iertați-mă, eu nu am putut să accept. Și de aici, pe urmă, s-au dedus mai multe și mai multe propuneri care vineau din partea mea, prin care câștigam nu bani, prin care câștigam timp și posibilități de a da importanță obiectivului principal. Nu știu dacă am fost destul de clar sau dacă aveți întrebări în legătură cu asta. Pare că da. Eu? Încă ceva. Poate ar fi bine să spun atunci care erau în această bătaie, pentru că credeți-mă că în viața mea nu am avut zile așa de tensionate, așa de grele, de suportat, ca aceste două săptămâni pe care am petrecut la Târgu Mureș. Pentru că doream să ajung la o înțelegere, poate și ei, cred că și ei, dar ne împiedicam tot timpul de acest obiectiv intermediar. Și atunci vedeam cu diferite propuneri, pentru că situația era că ei aveau din patru șanse, trei, să mă înlocuiască, eventual. Prin care eu așa cred că dăuna foarte mult treaba asta imaginii mele. Și nu doream treaba asta. Trebuia să terminați pe primul loc în Nations League. Asta a fost prima situație. Pe urmă, prin negocieri, am ajuns să schimb până la locul 1-2. Problema era că eu doream ștergerea acestui. Eu voiam să mă folosesc de această competiție pentru a prepara echipa națională pentru preliminările campionatului european. Nu am reușit să fac treaba aceasta, deci prima propunere a mea a fost respinsă, aceea de a șterge. Acum trebuie să alunec puțin pe partea financiară. Dacă se oprea contractul după Liga Națiunilor, atunci nu era nicio recompensă financiară, deci după 5 luni de zile puteai să fii demis și recompensă normal nu, ceea ce mă deranja deosebit de mult, că atunci, citez, un antrenor care pierde nu putem să-l ținem pentru că avem alte obiective. Păi atunci de ce, dracu, mă cauți pe mine?
Am spus, n-am vrut să spun, dar am spus. Deci acest tratament pe mine mă deranja. Dar pentru că doream, am spus că atunci bine să fie egal. Adică tu, indiferent câștigăm sau nu câștigăm grupa națiunilor, Liga Națiunilor, indiferent ai dreptul, pentru că unul care te angajează tot timpul are dreptul să-și schimbă părerea și să te demite. Dar atunci are niște obligații. Dar aici obligațiile erau zero și atunci spuneam, păi dacă tu da, atunci la o adică și eu da. Deci tu dacă poți să mă dai afară, federația, atunci să am și eu libertatea să plec, indiferent că suntem pe primul sau pe ultimul loc, care bineînțeles că nu a fost acceptat. În bătaia mea încercam atunci bine să facem altfel. Semnăm un contract până la sfârșitul Ligii Naționale, în care automat deja prelungim, dar avem 10 zile, 2 zile, 2 săptămâni, cât dorește federația, fiecare să aibă dreptul, același drept, să denunțe eventual continuarea contractului. Deci facem prima parte a contractului și înainte să pășim în a doua parte, pentru că sunt al patrulea, pentru că sunt al doilea, habar nu am, nu doresc. Deci și tu și eu, pentru că în afară de această poziționare sportivă, să spun așa, poate să fie și alte probleme. Conflicte, poți să fii primul, dar să ai conflict. Mi s-a întâmplat treaba aceasta în viață. Fără conflict într-o grupă de, hai să spun, 30 de inși, tot timpul ai conflict. Numai că atunci când lucrurile merg bine, ăia care din când în când, pardon? Vociferează, să nu spun latră, vociferează, mulțumesc. Deci, atunci atac. Dar în momentul în care problemele sunt mai discutabile, corul vociferărilor este mult mai puternic. Deci, poate să fie și o problemă familiară, poate să fie și o problemă de sănătate, poate să fie și o problemă conflictuală, reală sau provocată. Și eu pot să am conflict cu președintele, cu directorul tehnic, cu dumneavoastră, cu habar nu am cine și să nu mă simt bine, nu sunt capabil să... Păi atunci să avem amândoi dreptul să renunțăm în aceste două săptămâni, cinci zile, cât o fi. Și la... Bucuria mea a fost că a fost acceptat treaba aceasta vreo 2-3 ore, după care s-a renunțat la treaba aceasta. Și mi-am dat seama că, de fapt, problema lor, problema federației era că dacă lucrurile merg bine, și pentru federație și pentru antrenor, atunci ne izbim de imensa problemă că antrenorul o să ceară mai mult pentru anul viitor. Sunteți dezamăgit după aceste negocieri? Înainte de a fi capabil să vă răspund la treaba aceasta, dar vreau să spun că dacă semnezi un contract, deja de la bun început, că partea a doua a contractului valorează X în lei, atunci aceea nu mai schimbi. Bine, dar poate să vină o echipă care să te vrea. În septembrie e cam greu să vină echipă, să te ia. Am și eu o vârstă și nu sunt ferm convins că s-ar fi repezit numai către mine aceste, să spun așa, echipe care vor să mă fură. Dar și atunci am acceptat, hai să fie atunci acolo, propuneți dumneavoastră o sumă, dar suma aceasta nu putea să fie mai mare decât cele 5 luni pe care eu le munceam, 5 sau 6 luni pe care eu le munceam. Deci dacă eu câștigam 10 lei în această perioadă, între
5-6 lei, atunci nu putea să ceară 15 lei sau mai mult. Deci, uite, asta au fost problemele mele cu Liga Națiunilor, care până la urmă nu am reușit să o le clarific. Vlad Nedelea, Gazeta Sportelor. Domnule Beloni, am spus-o dumneavoastră, oamenii ăștia mă vor, simțeam chestia asta, dar peste puțin timp îmi puneam semne de întrebare. Oamenii ăștia mă vor, vă citesc pe dumneavoastră. Bănuiesc că atunci când au venit în Franța, a simțit că vă vor. De asta ați venit în România, din Franța. Când v-ați dat seama că dorința federației de a vă avea selecționer nu este foarte mare și vreau să-mi spuneți că s-a născut o idee publică în privința asta, dacă ați simțit vreun moment că cei de la Federația Română de Fotbal au căutat să-și facă imagine negociind cu un antrenor cu nume? Eu nu partajez părerea oamenilor care ar fi scos ideea că Federația Română face astfel de lucruri. Eu pot să vă spun ceea ce simțeam eu. Simțeam, nu numai la Niza, dar chiar și în București, sau în discuții directe, dar și în discuții indirecte, eu simțeam, când vorbeam cu domnul Borleanu, un om tânăr educat, care eu așa simțeam că mă vrea, numai că pe urmă ce reșea, ceea ce vinea către mine pe urmă, acest lucru nu acoperea cuvintele sale. Pentru că dacă mă vrei, într-adevăr, mă las să muncesc. De fapt, am și scris-o în această perioadă de mai multe ori, am închis discuția și bine, mulțumesc, mergem acasă. Ca a doua zi să reluăm discuția, aceste discuții. Iar din fapt, faptul că tot timpul reveneam la aceeași problemă, a venit ideea, eu nu spun că așa este, dar automat și mie mi s-a înfiripat în minte că oare într-adevăr, răspunsul lor, bineînțeles că a fost da, sigur, și cuvintele lor în astea, dar contractul îmi spunea altceva. Contractul îmi spunea total alt lucru și încă o dată spun, a fost doar o idee care, o sclipire care, din cauza că auzeam zvonurile, a intrat și în urechea mea. Deci nu am curajul să spun, să afirm așa cum s-a afirmat dumneavoastră. Dan Filoti de la DigiSport, sunt mai multe întrebări am pentru dumneavoastră. Odată legată de negocierea privind staful, în ce măsură a existat un astfel de punct de divergență, vreau să vă întreb despre, apropo de ce a zis cu Răzvan Burleanu, că era tânăr, cum au fost, cât de diferite au fost negocierile cu Burleanu versus Mircea Sandu și dacă ne puteți vorbi și de precedenta ocazie în care ați avut o ofertă în mijlocul mandatului la echipa națională și dacă ei nu cumva au încercat să pună o clauză împotriva unei eventuale plecări din nou a lui Beloni. Deci dacă nu mă înșel, atunci aveți două întrebări, unul cu staful și unul cu eventuala plecare a lui Beloni. În ceea ce privește staful, eu aș fi dorit, ajutați-mă, când am vorbit despre staff, doream ca secundul să vină din băiatul acela care lucrea, a fost la Niza. Ursia. O să mă ierte că nu a sărit numele lui în mintea mea. De mai multe ori, el fiind secund la Nisa, în perioada aceea, când eu aveam atât probleme familiare, a fost la mine de vreo două, trei ori și mi-a plăcut discuția lui, mi-a plăcut stilul lui de a vedea lucrurile. Nu neapărat mergeam paralel în idei, dar spuneam,
că Adrian ar putea să fie unul care vine cu aceleași exigențe. Nu vreau să jignesc fotbalul românesc, dar cu exigențele occidentale venite din Franța sau din Elveția, care sunt, cred, mai pretențioase, și am fi fost pe același numitor comun. Pardon. Pe urmă mi s-a explicat că ar fi bine, totuși, oameni care cunosc mai mult fotbalul românesc. Pentru că una dintre problemele mele ar fi fost treaba aceasta, că eu nu cunosc fotbalul românesc și echipa națională. Și atunci am înțeles și eu am optat atunci pentru alți doi oameni, jucătorii mei sau colegii mei pe care îi cunoșteam, și mă gândeam la Ciobotariu, la Ciobi, pe care îl apreciez deosebit de mult pentru că mi-a dat o mână de ajutor fenomenal într-un anumit meci deosebit de delicat pentru mine. Și de atunci am rămas, fiind în echipa națională a României, am rămas în contact permanent cu el. Deci mă gândeam la Ciobi sau mă gândeam la Săndoi. Între aceștia doi sau de ce nu amândoi? Amândoi cred că era prea mult pentru federație și la acești doi m-am gândit. Pe urmă am avut o idee pe care nu am dezvoltat-o niciodată, o fac acum, sper că nu-l jignesc pe Adrian Mutu, care auzeam că ar fi în cărți. Și pentru că eu am vârsta pe care o am, Germania lucra cu această idee că, de fapt, ei pregăteau viitorul selecționer. Aveau pe cineva care se știa că după Helmut Schön vine nu știu care. Și mă gândeam, nu am dezvoltat această idee niciodată, nici lui Adi Mutu, cu care eu nu am relații deosebit de bune, dar el a simțit acum, nu a mirosit, a simțit fotbalul occidental. Odată m-am întâlnit cu el în aeroportul din Nisa și spunea că vrea să devină antrenor, asta este visul lui. Era încă jucător, bineînțeles. Și de atunci mi s-a înfiripit în minte că poate să luăm așa, că deja preparăm pe cineva. Dar pentru mine cei doi a fost Ciobi și cu Săndoi. Deci v-am răspuns la prima întrebare și a doua a fost, iertați-mă. Da. Mircea Sandu era coleg de cameră la Național de Juniori. Mircea Sandu era de alt tip de om, era mai fotbalist, mai puțin teoretician. Am fost în echipa națională și în echipa națională A, deci relațiile mele cu Mircea Sandu erau mult, mult mai strânse decât cu domnul Burleanu, pentru că pe domnul Burleanu l-am cunoscut doar acum. Și vă spun că eu am apreciere bune. El trebuie să-și apere cu uneltele sale dreptul lui, eu accept, dar asta nu înseamnă că îl resping, nu resping pe nimeni. Cu Mircea Sandu a fost mai la subiect, imediat. Și poate că avea șansă Mircea, pentru că nu era ceva intermediar, nu a găsit altceva. A încercat să facă o combinație din asta că, păi dacă nu mai sunt șase, atunci pleci, nu mai sunt șase, să socotim atunci puțin punctele. Și ne-am dat seama că nu, contractul trebuie mers la până la bun sfârșit.
Și acum răspund la... Dar plecarea mea, chiar dacă eram în relații bune cu Mircea Sandu, prieteni nu eram, pentru că eu rămâneam Târgu Mureșan și pe urmă francez, iar el a rămas la București tot timpul. Mai mult ne despărțea timpul încet, încet, decât ne apropia. Și... Da. Nu l-am văzut încă, l-am invitat și el m-a invitat, dar nu am avut încă timp să vorbim, doar la telefon de vreo câteva ori. Da, dar să revin atunci la faimoasa plecare, pentru care am suferit destul de mult, sentimental, dar exact problema, ca și aici cu eventuala Liga Națiunilor. La un moment dat poți să ai o problemă cu, să spun așa, cu ideile conducerii. Și au apărut câteva probleme pe vremea respectivă. Acum mă gândesc să vă spun problema asta sau nu, cred că este mai bine să nu o spun. Era vorba despre revenirea cuiva cu care eu nu eram de acord. Cam mai mult ca asta nu doresc să spun. Nu sunt femeia de serviciu. Deci asta a apărut o altă problemă, să spun așa. Eu, poate pentru că sunt ardelean, eu am nevoie de siguranță. Eu prefer să joc șah decât poker. Deci doresc să am siguranță în spatele meu. Eu, oare această siguranță putea să vină din partea Federației numai după campionatul mondial la care trebuia să ne calificăm. Pe urmă, vreți sau nu vreți, era și problemă familiară, deoarece nevastă mea, atâta timp cât am fost eu jucător la Steaua și pe urmă ca antrenor, soția mea nu a putut să fie prezentă aici. De ce? Să nu mă întrebați. Dar era și eu această problemă, să spun așa, familiară. Toate astea, dar și care s-au dublat cu o prezență a unui club european interesant, sigur că am optat pentru treaba aceasta. Și aici mă opresc puțin și pot să vă spun, să vorbesc de Dick Advocat, care la un moment dat a fost numit antrenorul echipei naționale Belgiei. Și el a spus că, de fapt, sunt trei tipuri de situații care poate să se ivească. Una, cel mai des, că antrenorul este dat afară. Și absolut toată lumea este de acord cu treaba asta. Când spun toată lumea, mă gândesc la dumneavoastră. Pentru că în vestiar, că a pierdut 5 meciuri, că nu știu... Nu e normal, trebuie să plece. Ceea ce mi s-a propus și mie aici, în contract. Putem să revenim pentru treaba aceasta. Dar al doilea tip de antrenor este acela care duce la bun sfârșit contractul lui. Și al treilea tip este acela care se folosește de ideea că și el are dreptul ca și cel care l-a angajat. Deci tu, dacă ai dreptul să mă dai afară, și eu am dreptul să plec. Și eu... Și dânsul, adică advocat, a fost în aceeași situație. Dar încă ceva despre această plecare. Nu cumva să credeți că mi-am luat șapca și m-am dus. Înainte am avut multe discuții cu Mircea și i-am propus, pentru că președintele Riberio Teles de la Sporting mi-a spus, păi sunt două meciuri, pentru că echipa națională practic era deja calificată pentru baraj.
mai aveau, cred, din curs a rezultat, ungurii au pierdut nu știu unde, deci practic eram pe locul 2, Italia departe primul loc, deci nu mai aveam nicio șansă să fim noi acolo. Dar Riberio Teles ar fi fost de acord ca eu să reprezint, să fiu cu echipa națională a României. Deci eu am propus lui Mircea treaba aceasta. Cred că au dreptate, a spus nu. I-am spus la fel. Dacă îl aduci pe Gică, eu pe Gică îl cunosc de bine, pot să vin pentru meciurile acelea, să fiu prezent, să dau o mână de ajutor dacă are nevoie. Pe bună dreptate a fost refuzat. Și atunci am plecat, dar nu am plecat gratis, nu cumva să credeți. Această plecare, pe urmă a ajuns la FIFA, proces, am fost pedepsit, am plătit și cu bună ziua. Deci așa s-au petrecut lucrurile. Am fost prea lung, iertați-mă. Mariana. Mariana Vodanu de la PlaySport sunt. O să vă întreb ceva care s-ar putea să nu vă placă. Așa cum s-a vorbit despre o anume negociere din partea Federației că nu v-ar vrea și pentru imagine, s-a propagat cumva și o altă idee, cum că nici dumneavoastră nu ați fi fost chiar atât de decis să veniți și că v-ați folosi cumva de această negociere pentru eventuale oferte. Nu am propagat-o noi, sunt chiar oameni de fotbal care au aruncat ideea asta, cum ar fi Dumitru Dragomir. Vă citesc, dacă are o ofertă mai bună până semnează, își ia viteză în joc de glezne. În jur de? În joc de glezne. Joc de glezne, da. Domnul Mitică Dragomir, oracolul fotbalului românesc, om foarte simpatic, cu un vocabular mult mai bogat decât mine și foarte bine informat. De fapt, am ghicit el un lucru că o să fie nu de mult, un lucru nu de mult, a ghicit lucru că Orban Victor, prietenul meu, pe care îl cunosc și îl respect foarte mult, deja mi-a dat ordin, nu-i așa, să mă duc la Șepși. Și dânsul s-a uitat în oracol și a nimerit-o. Dar vedeți, o irresponsabilitate a cuiva, și nu mă gândesc acum neapărat la domnul Mitică Dragomir, o afirmație așa venită de ori și unde, cât rău poate să facă. Că dacă închipuiți-vă, deci să fie clar, eu dacă n-aș fi vrut să vin la echipa națională, atunci noi astăzi nu ne-am fi văzut aici. Asta este clar. Eu știam că este o posibilitate deosebit de frumoasă să mă urc, poate, pe ultimul tren. Și atunci vine cineva și aruncă așa o frază, că dacă vezi, domne, săptămâna viitoare sau într-o lună, vine într-adevăr o căutare, pentru că am fost deja și în Grecia pentru a prelua o altă echipă și am spus nu. Am fost și în Slovacia pentru a prelua un alt club și am spus nu. Deci dacă ar veni încă o propoziție din București sau de altundeva, atunci, păi nu v-am spus, domnilor, că asta așa este. Eu cred nedreptă și irresponsabil total astfel de afirmații venite din partea oricurea, inclusiv oracolul fotbalului românesc.
Dochița Moșoianu TVR, dacă vi s-ar mai propune altă dată, a zis că ați simțit această propunere ca fiind poate ultimul tren, dacă vi s-ar mai propune altă dată sau vi s-ar propune să preluați o echipă din România, ați accepta? Așa, în primul rând, spun același lucru, în primul rând m-aș gândi și m-aș gândi, aș analiza situația mea și situația echipei, a fotbalului respectiv. Vedeți, atunci când Mircea Sandu m-a contactat acum nu știu cât timp, eram într-o anumită situație, cu o anumită vârstă, cu o anumită carieră abia pornită, numai vreo 10 ani în fotbalul francez, este cu totul altceva acum. Deci lucrurile sunt diferite, de aceea trebuie să analizez. Acum sunt lucruri care se schimbă pe decursul anilor și spui că da, ceea ce a fost valabil acum 15 ani nu mai este valabil acum. Deci astfel de lucruri se poate întâmpla, dar dacă mie nu prea îmi place cuvântul dacă, chiar pot să spun că deloc nu-mi place. Sunt niște zicale pe care nu îndrăznesc să le spun cu babă și cu dacă. Dar, da, în același timp recunosc că sunt vreo 1, 2, 3 președințe care știu că, cu care am avut eu discuții și păstrez relație foarte bună. Pe mine România rămâne țara mea. Eu am card d'identité. Buletin românesc, la graniță asta arăt, la Târgu Mureș. Și acum salut Târgu Mureșul, toți oamenii care încă mă cunosc și sunt încă foarte mulți. La București mai puțin, dar la Târgu Mureș îmi regăsesc rădăcinile imediat. Dar imediat, în 2 ore ies până în centru, mă duc până la biserica cutare și sunt imediat în apele mele, deci de ce nu? Domnule Beloni, situația s-a schimbat în fotbal românesc față de acum 20 de ani când a fost precedentul nostru mandat și mă refer la lotul de jucători. Este evident că am luat-o în jos, că jucătorii nu mai sunt cei de acum 20 de ani. A fost, nu știu, v-ați gândit vreodată sau vreun moment că veți lucra cu un material mai slab, să zic așa? Aveați încredere în lotul de jucători pe care l-ați fi avut la echipa națională? Este interesant ceea ce întrebați dumneavoastră și am să dau poate un răspuns mai larg și mai teoretic. Da? Mai teoretic. Deci, lotul echipei naționale, eu nu am curajul să afirm că o cunosc 100%, dar cam știu, am în fața ochilor mei jucătorii și posibilitățile care această echipă le are. Și afirm că echipa națională a României astăzi este deosebit de rapsodic sau cum să spun, poate să facă un meci deosebit de bun ca imediat pe urmă să clacheze. Ceea ce mă deranjează cel mai mult în asemenea privință este faptul că ne inflamăm, că batem pe Luxemburgul cu 3-0 sau nu știu ce. Nivelul eu o văd mai înalt. Dar revenind exact la ceea ce spuneți dumneavoastră, eu știu, eu cunosc, am curaj să spun treaba asta, că cunosc mirosul vestiarului din Occident.
pretențiile să poți să ajungi acolo. Eu cam văd, cel puțin în cuvinte, ce trebuie să le spun, ce ar fi vrut să le spun lui X, lui Y, că ce ești sau ce nu ești, ce ești și ce ai putea să devii, pentru că văd calitățile unora. Tot timpul căutam într-un jucător de un anumit timp o singură calitate, una singură, dar aia să fie de un nivel internațional, pentru că deja asta poate să te arunce la un alt nivel. Astăzi, din păcate, în echipa națională a României, cu toate că spun încă o dată, suntem capabili să facem și meciuri bune, dar și meciuri foarte, foarte slabe, inexplicabile să spun așa, dar tristețea este că astăzi în fotbalul românesc, și să mă ierte jucătorii că nu arăt absolut deloc cu degetul către ei, nu găsești un jucător talentat. Sau cel puțin nu găsești jucătorul talentat după aprecierile mele, care eu pot să accept că poate să fie și greșite. Așa, dacă nu mă înșel, și puteți să mă corectați, vă rog frumos, ultimii jucători, să spun așa, de valoare, de anvergură internațională, este Cristi Chiu și cu Adi Mutu. Greșesc cumva? Foarte mult. Eu, aici asta a fost de 15 ani. Și atunci eu pun întrebarea, pentru mine nu este, cum să spun, nu este o problemă să lucrez cu ei, pentru că știu exact care ar trebui, ce trebuie să facă Răzvan Marin, de exemplu, ca el să rămână la Ajax Amsterdam. Să nu fie obligat să plece de acolo. Eu știu ce îi lipsește, eu știu ce aș încerca să-i dau lor, dar și cu alți jucători, este fundașul acela care joacă în Spania. Da, fundașul drept. Eu știu, sau ce fundașul central care a jucat în Grecia, sau eu astea am avut norocul să dau de jucători și le simt. În schimb, problema cea mare este că pentru treaba aceasta jucătorii sunt mai puțin vinovați. Eu pun întrebarea, dar cine le antrenează? De aceștia. Cine ridică ștacheta către sus? Ce fel de aer au respirat acești oameni? Dar cei care le învață, cei care le examinează? Pentru că până la urmă responsabilitatea principală cade pe noi, pe educatori, cum le educăm, cum educăm copiii noștri, așa se comportă. A, că astăzi cu generația nouă este mai greu. A, da, te adaptezi și cauți și găsești, trebuie să găsești soluții. Eu cred că în treaba aceasta, politica sportivă românească, cred că este greșită. Și acum fac o paranteză și sar puțin pe tema mea, nu știu dacă vă satisface răspunsul, dar fac o sar puțin în altă direcție, pe problemele financiare, nu-i așa, pe care v-am spus că nu mi-e jenă să le discut. Prezenția mea în această discuție, în această temă, a fost... Pentru că și aici niște bobârnacuri n-ar fi rău să pot să da, dar n-am intenția neapărat. Că aș fi cerut nu știu ce, nu știu cât. Și iar pretenția mea a fost pur și simplu aceea ca recompensa selecționerului ce mă consider, să fie mai aproape de recompensa primită de Daum,
decât de recompensa primită de Mirel, de exemplu. Bineînțeles că... Salariu, salariu, dar și despre calificare pot să vorbesc, dar să rămân la cel mai simplu, la salariu. La un moment dat, când îți dai seama că, dau cu tot respectul meu, nu știu unde au obținut rezultate deosebite, atunci eu am curajul să spun și cer iertare dacă sunt prea îngânfat, eu cred că, da, pot să-mi permit să cer minimum recompensa lui pe care a avut-o el. Nu pentru că îmi place foarte mult, știți foarte bine că sunt în relații bune cu Mirel Rădoi. Am discutat de multe ori, l-am susținut pe el și îl susțin în continuare. Dar la un moment dat, cam asta am spus, să facem în așa fel încât salariul meu să fie mai aproape de salariul lui Daum. Și pur și simplu pun întrebarea, dar de ce? Dacă acceptăm, așa se spune, școala de antrenori românesc este pusă la punct foarte bine. Păi dacă este așa, eu așa m-am zis, dacă este așa, atunci de ce trebuie să... Ca antrenorii români, nu luați belunii. Antrenorii români, de ce au jumătatea sau chiar mai puțin salariu decât antrenorii străini? De ce? Dacă le-am educat bine, dacă sunt buni. Să nu fie această diferență. Iar să ajung acum iarăși la problema mea, în ceea ce privește, din acest punct de vedere, am făcut un compromis mai mult de 60% ca să accept până la urmă propoziția Federației Române de Fotbal. Deci nu asta a fost o problemă esențială, nu partea financiară. Ultimele două întrebări, vă rog. Bună dimineața, domnule Bărân, Cătălin Mureșanu de la PlaySport. Ați venit cu unele propuneri pentru staff, ni le-ați și spus. Vreau să vă întreb din partea Federației dacă au existat propuneri pentru stafful dumneavoastră și dacă da, cine, ce nume au fost vehiculate? Aceeași nume. Știu că Mirel Rădoi, nu știu numele lui, dar a luat pe atacantul acela, l-a luat, pe Dică l-a luat cu el, restul ar fi rămas. Am auzit aici un zvon din ăsta cu... preparatorul fizic belgian sau de unde? Belgia. Da, dar din Belgia de unde? De la Antwerp sau de la Liège? De la Antwerp, de la Antwerp. Sigur de la Antwerp. Deci cel care a fost la Liège a murit, din păcate, săracul. Asta una la mână. A murit. Iar de unde este? Iarăși exact același lucru ca și cu 4 ani sau 5 ani sau 6 ani contract. Nici o secundă nu s-a vorbit despre această treabă, dar poate un altul care se uită în fântână, miracol și așa mai departe, scoate asemenea lucruri. Pe mine, nu, n-a fost absolut nimic. Propunerea a fost să conduc cu aceeași, pentru că ei cunosc deja bine tinerii noștri. Eu înțeleg treaba aceasta că cu anumite lucruri ale mele, federația nu voia să fie, nu putea să fie de acord, la care eu, vezi, Doamne, ce probleme fac, încercam să le negociez pentru a putea munci serios. Bine, dar alți antrenori acceptau. Ar fi acceptat sau au și acceptat, mi s-a spus astăzi dimineață, și domnul Bălăni nu a acceptat. De ce oare? Păi exact
Și eu am vorbit cu câțiva din dumneavoastră mai de mult sau ocazional. Nu cred că am început prea des discuția cu eu. Eu și iarăși eu. Dar de data asta, iertați-mă, am să o fac. Cu tot respectul meu față de foarte mulți antrenori români, eu, Ladislau sau Laslo sau Lotzi Belenic, cum o vreți dumneavoastră, acum spun că eu am fost ăla care i-a luat tricoul numărul 100 pentru prima dată în fotbalul românesc. Că am fost jucătorul care a avut șansa ca cu echipa lui de suflet, cu colegii mei dragi, să pot să iau Cupa Campionilor Europene în brațe și să aduc la Otopeni și să o ridicăm oamenilor. Asta și eu am făcut-o. Deci atunci, da, Bălăni voia asta. Mă duc mai departe. De ce eu nu accept sau eu de ce cer altceva? De ce îndrăznesc să cer altceva? Pentru că eu am, și iarăși eu, l-am ajutat pe Tărceh, pe Sinan Bolat, l-am făcut antrenamente speciale cu Rafael Varan, cu Mangala, cel mai scump apărător timp de vreo 5 ani de zile în lume. Și l-am luat de nicăierea. Sau am fost cel care l-a adus pe Kastrom. Alexander Frey, cu mine a devenit golgeterul elvețianul, cu mine a devenit golgeterul Franței. Gorcuf, știți foarte bine ce a făcut la Cluj contra echipei naționale a României. Deci am câteva nume din ăsta. Să vorbesc despre Defur, da, am lucrat cu el, cu Fellaini, da, cu Vițel, da, s-a făcut gheată de aur belgian și joacă la un nivel. Dar cu ăștia am lucrat eu. Nu cu Eci, Ionci, Bela, Gheorghe, etc. Nu vreau neapărat să jignesc jucătorii. Dar vreau să mă pun în față că da, eu cu ăștia am lucrat. Și atunci pot să ajung și la portughezi, la Quaresma, la Ronaldo, la Hugo Viena, și la alții, dar și la români, și la Rădoi, pot să ajung foarte ușor, și la Marius Nicolae, băieți excepționali, pe care le-am luat, le-am scuturat, între ghilimele, și cred că au făcut, că mi-au dat recompensă. Păi atunci, lăsați-mă și eu să spun eu, eu am obținut în trei țări diferite să fiu cel mai bun antrenor un an de zile și să fiu nominalizat alți ani. Eu am câștigat campionate în fotbalul occidental și cupe și supercupe. Nu, am făcut și pași greșit. Dar cea mai mare performanță a mea că timp de 25 de ani am lucrat în fotbalul occidental. Occidental am fost acolo. Păi să vedem puțin cine a făcut acest, cine a reușit. Și atunci permiteți-mi ca Bălăni să poată să spune doresc acest lucru. Nu că vreau, doresc acest lucru. Pentru că astfel aș fi putut să am liniștea, calmul necesar ca și lui Eci, Ianoș, Gheorghe și nu știu cine, să-i dau aceeași mână de ajutor ca eventual să ajungă la nivelul unde deja încep să joci fotbal serios și astfel pot să ajuți echipa. Da, pentru acest lucru m-am zbătut ca până la urma urmei prin această bătaie să iau și eu încă o maieu de echipa națională, încă un tricou de echipa națională. Voilà, asta este.
Asta sunt eu. Da, o rog eu pe Carmen să mă ajute. Circulă o poză în online românesc, să zicem, pe pagine de socializare, pe care aș dori să o comentați. E o poză, le spun și colegilor, ați văzut-o probabil, poza cu nepoiul Iordănescu, Edi Iordănescu și cu domnul Belloni, într-un tricou cu Naționala Angliei. Cu Edi, ce am zis? Să comentez. Angel Iordănescu, Edi și... Ba bine, probabil ați văzut dumneavoastră fotografie, eu văd pentru prima dată, mă uit la suporteri, să comentez suporterii. Unu, păi eram toți tineri, mai tineri parcă, griul nu era pe vremea respectivă la modă, o am pe Puiu care putea să și joace fotbal pe vremea respectivă, elegant, cum încearcă să fie tot timpul, cum încerca și încearcă să fie tot timpul. Cred că aveam un Tissot pe vremea respectivă și eram, vedeți, eram în tricoul Angliei. Deci nu eram în tricoul Masia Târgu Mureș sau Chimica Târnăvei. Și este acolo un copilaș care, dacă nu mă înșel, plângea destul de tare când încercam să-i scot dinții de lapte. Cred că da. Că putea să aibă vreo 5 ani și l-am invitat în... L-a adus taică-so la mine în cabinet, dacă nu mă înșel. Nu știu dacă... Nu, eu nu zic absolut nimic în legătură cu asta. Am spus, cu asta am început să felicit și îi doresc succes antrenorului național și Dumnezeu să ajute fotbalul românesc. Noi vă mulțumim foarte mult. Vă rog doar să mai aveți răbdare o secundă, mai aveți niște mulțumiri. Aș fi vrut să mă folosesc de dumneavoastră să fac ceea ce eu am uitat, numai să-mi găsesc hârtia respectivă. Aș fi vrut să vă spun că, da, de fapt plec puțin... șifonat, puțin trist, nu șifonat, trist, pentru că îmi visam altceva, dar să termin cu treaba aceasta. Eu aș vrea să vă mulțumesc, în primul rând să mă adresez la dumneavoastră și la ceilalți care nu au fost, care nu sunt acum aici, care a avut înțelegerea față de mine, să-și dea seama că după una, două telefoane, că nu mai răspundeam, pentru că pur și simplu nu aveam ce să spun, iar dacă mă înhamam la unul sau două răspunsuri, atunci îmi complicam viața și mai grea. A fost destul de grea și așa, dar era și mai greu. Vă mulțumesc pentru această înțelegere și zău spun, cuvintele nu sunt spuse așa, nu sunt aruncate fără responsabilitate. Aș vrea să spun un mare mersi lui Dan pentru ajutorul imens pe care mi-a dat în aceste zile, pentru Peter, spun numai prenumele ca să nu iasă probleme, pentru Ciubes, pentru Mircea, pentru Vali, neapărat pentru Vali, cu care eram din când în când în contact. Aș vrea să mulțumesc foștilor colegi ai mei, Asia Târgu Mureș, dar mai ales Steaua, și adversarilor pe care le-am avut pe parcursul carierei mele de fotbalist. Lui Helmut, pe ăsta nu l-am putut să-l ascund.
lui Victor, lui Cornel, lui Vava, lui Tudor. Mulțumesc pentru Mircea, pentru Dumitru, pentru Nelu și cer iertare de la pe cei pe care nu le-am amintit, care au fost cu gândul către mine într-un moment când singurătatea te apăsa foarte, foarte tare.